Salutare, prieteni, și bun găsit la un nou episod Prezentul Viitorului, podcastul unde explorăm cum prezentul modelează viitorul. Astăzi l-am alături pe Alexandru Georgescu, îl cunoașteți de la emisiunea Sferă de Interes, îl invit adeseori, este expert în infrastructuri critice și securitate internațională. Alex este cercetător științific senior la Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare în Informatică și autor al unei cărți premiate despre infrastructurile critice din spațiu. Este afiliat la Asociația Română pentru Promovarea Protecției Infrastructurilor Critice, la Asociația Română pentru Tehnologie și Industrie Spațială, precum și la Eurodefense România. A fost James S. Denton Transatlantic Fellow la Center for European Policy Analysis din Washington, D.C. în noiembrie 2022 și a fost bursier China CEC Visiting Fellow la Shanghai Institute for International Studies în iunie 2017. Cu o pregătire vastă în economie, geopolitică și un doctorat în ingineria riscului pentru sisteme de infrastructuri critice, Alexandru ne va oferi perspective unice asupra competiției SUA-China, reconfigurarea ordinii mondiale, tehnologiile avansate, competiția pentru spațiu, viitorul democrației și inteligența artificială. Este implicat în proiecte internaționale, colaborând cu Agenția Spațială Europeană și alte organizații de prestigiu. Rămâneți alături de mine pentru o discuție captivantă despre provocările și oportunitățile care ne așteaptă în viitorul apropiat. Și acum, dragi prieteni, Alexandru Georgescu. Salut, Alex! Mă bucur tare mult să te văd și în acest format la podcastul Prezentul Viitorului. Suntem obișnuiți la Sferă de Interes de atâta timp, dar uite că ești și aici, la primul podcast. Îți mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, este primul meu podcast. Sunt foarte emoționat și sper să trec cu bine peste. Păi, emoționat? De ce să fie emoționat? Că ne știm dintr-un format, da, bine, la televiziune e puțin mai rigid, așa mai... Dar aici vorbim ca între prieteni. Apropo de... Ai fost la Coldplay? N-am fost la Coldplay. Evit concertele, nu-mi place deloc sunetul de concert. Lumea este cu atmosfera de mulțime, dar pentru mine contează sunetul și n-am mai fost de mulți ani la un concert. Bine, niciuna. Oricum am auzit că a rămas cu cântec. Da, da, s-au cântat și manele acolo și ai văzut părerea, iarăși, social media a sărit în aer, păreri, clivaje, tot felul de asta este, discuții. Ca să nu sune prea academic, asta e tendința de polarizare de pe social media. Am ajuns exact ca vesticii. În fiecare zi trebuie să avem un nou mini-scandal care să ne preocupe. Dacă nu e un scandal politic sau economic, atunci trebuie să fie ceva cu tentă socială sau din ce în ce mai mult cu accente culturale. Uitați, manele la un concert de pop rock, ce se va întâmpla? Doamne ce ferește? Se va întâmpla, exact. Da, bine, nici lumea nu prea, cei din public nu prea au fost, n-au reacționat tot mai bine cu huiduierile acestea. În fine, acum e o întreagă dezbatere. Ca pe Coloseum un roman, ce? Dar ce te aștepți? Alex, trebuie să arate și cu degetul în jos. Urmărești podcasturi? Știu, din ce am discutat noi, nu prea te uiți la podcasturi? Sau? Nu prea. Să știi că am o mare problemă. O să sună ipocrit că tot timpul vin la emisiuni sau particip, da. Dar... pentru mine cel mai important este cuvântul scris și dacă este vorba de discursul unui politician. Prefer să citesc transcrierile după decât să stau să ascult. Pur și simplu nu mă pot concentra. E o modalitate de asimilare a informației. Deci mai degrabă citești... Mai degrabă citesc un interviu decât să-l ascult. Da, decât să-l asculți. Da. Nici noaptea nu stai. Eu, de exemplu, stau și mai ascult Lex Friedman. E un foarte, foarte interesant podcastul. Eu noaptea lucrez. Sunt night owl, cum ar spune americanii. Melodia, eu noaptea întorc sau exact. Eu noaptea lucrez, exact. Pentru că nu te deranjează nimeni atunci, nu ai nici trafic, nici șantier, nici colegi care te sună și atunci te poți concentra cel mai bine. Pare, într-adevăr, noaptea e... Și eu să știi, noaptea citesc cel mai bine și funcționez cel mai bine, să spunem, pe zona asta.
analitică și de focus. Ai timp să te concentrezi, că de fapt astea suntem suprastimulați. Da. Uite ce s-a mai întâmplat pe social media, ai auzit de nou scandal, ai văzut noua știre, reacție imediată, instantanee și de fapt nu apuci niciodată să gândești în profunzime despre un lucru și să-ți formezi de fapt o opinie și eventual să și articulezi o chestiune mai largă pe baza ei. Cum vezi treaba asta cu votul? S-au terminat primele alegeri, de fapt primul ciclu de alegeri, cele europarlamentare și cele locale. Și mai degrabă te-aș întreba cum vezi Europa după acest vot? Eu cred că oamenii exagerează puțin ideea aceasta de dreapta ascendentă, dreapta extremă ascendentă, da. Și am văzut că și în alți ani a fost același lucru. Am asistat în 2015, 2016, 2017. Asistăm la a treia isterie pe tema lui Geert Wilders în Olanda. Exact. De ce? Pentru că așa mobilizezi pe ceilalți oameni. Dacă ai spune, știți, au câștigat câteva voturi, au câștigat câteva locuri, dar până la urmă nici nu contează atâmul Parlamentul European, sau oricum nu vor putea forma o coaliție, că este un cordon sanitar dacă vorbim de guvernare în state parlamentare europene, atunci nimeni nu s-ar mai obosi. Dar în momentul în care totul se reduce la o luptă între bine și rău, uite, dreapta periculoasă, ascendentă sau mișcările extremiste, atunci imobilizezi și pe ceilalți. Hai să ieșim în stradă, hai să ne dedicăm timpul unor acțiuni politice, hai să mobilizăm și voturi și oameni și resurse pentru forțele actuale. Hai să le iertăm greșelile politicienilor mainstream, pentru că măcar ei nu sunt extremiști. Și atunci, de fapt, așa ajungi să întărești sprijinul pentru forțele politice actuale, sau cel puțin în ultimă instanță să încerci să întărești. Dar, până la urmă, ascensiunea dreptei extreme în Europa, în măsura în care ea există și este validă din punct de vedere al guvernanței Europei, lăsând la o parte ce circuri avem în Parlament, ascensiunea aceasta este, de fapt, vina forțelor mainstream din Europa. Vina care... sau mai degrabă o strategie ca să-și consolideze? Exact cum ai spus tu, până la urmă pare și o strategie. Este vina, aș spune eu, în primul rând pentru că este o chestiune negativă. De ce? Știți, ca diferența din cauza și datorită. Exact. Este vina lor, pentru că chiar dacă la un moment dat ei s-au folosit de ideea aceasta de a-și extremiza oponenții politici și de a vopsi sau de a deghiza opoziția lor moderată în opoziție extremistă ca să nu trebuiască să dezbată cu ei public anumite chestii, ei uite că la un moment dat monstrul lui Frankenstein scapă din castel și începe să facă ravagii. Așa și aici. Ai ajuns într-o situație în care deja în multe zone din Germania și în Olanda, o țară care este eminamente globalizată și globalistă, ai ajuns să ai forțe populiste de dreapta care caută să conteste anumite chestiuni, unele care sunt perfect rezonabile, cum ar fi, adică e perfect rezonabil să le contești. Migrația în masă rapidă, multiculturalismul, dar mai sunt și alte chestiuni. Aduceți-vă aminte că până recent Frontul Național lui Marine Le Pen, bine, acum s-a schimbat numele partidului. Dar înainte să fie Rassemblement Național, ei erau anti-euro, ei vreau să scoată Franța din euro, ceea ce cu siguranță că ar fi fost un dezastru financiar pentru tot continentul, orice ai spune despre moneda euro. Dar ei au creat au cultivat astfel de cum să zic eu, între ghilimele amenințări. Amenințări, da. Este vina lor până la urmă. Există un specialist american, un politolog american, Christopher Caldwell, care a făcut o comparație foarte interesantă între Merkel, Tony Blair și alții din Europa și președinții americani și au zis că a existat o generație în anii 90, anii 2000 de politicieni în Europa, ca și în Statele Unite, care erau atât de siguri pe loialitatea legătorilor lor, încât și-au permis să guverneze ca opusul alegătorilor lor ca să câștige și voturile altora. Și aveai un cancelar chipurile conservator sau măcar pe acolo, cumva, care de fapt a dat-o foarte mult și pe migrație, pe multiculturalism, pe toate acestea. Aveai Tony Blair, un laburist care a mărit extrem de mult migrație și a pus de fapt presiune pe sistemul social al Marii Britanii și pe sistemul de cheltuieli și asigurări sociale. Dar, de fapt,
fapt, aceasta, și aceasta era o trădare a electoratului lor de bază, dar electoratul lor era oricum atât de loial, încât nu conta pentru ei în calculul politic, cel puțin în faza inițială. Da, extremismul acesta despre care se tot vorbește, cum se poate sau în ce zone s-ar putea manifesta în Uniunea Europeană? Eu cred că în măsura în care vorbim de un extremist real, eu nu cred că majoritatea partidelor care chipurile sunt extremiste sunt de fapt un fel de centru stânga, nici măcar de dreapta nu sunt. Observ tot timpul că extremiștii populiști de dreapta din Olanda vorbesc despre apărarea persoanelor, comunității LGBT față de elementele intolerante din comunitățile de migranți, ceea ce nu pare a fi o poziție de dreapta extremă până la urmă. Mai degrabă putem să spunem așa, că a fost o inerție extrem de puternică pe anumite politici în Europa care nu au fost corectate în timp și cei care vorbeau împotriva acestor politici au fost anatematizați, punându-i se această etichetă de extremist. Extremiști reali există în toate societățile, dar și ei de obicei caută partide noi sau caută forțe noi politice ca să se infiltreze acolo. Există și un termen, entryism, pentru cine caută în America, ca să le influențeze din interior. De aceea nu mă miră că atât la vechiul Front Național în Franța sau la AFD în Germania, erau indivizi cu adevărat extremiști acolo care încercau să schimbe lucrurile în direcția lor. Dar greșeala cea mai mare este lipsa de fapt de compromis. Ai avut 10 de ani la dispoziție să rezolvi cât de cât problema aceasta a migrației, problema neasimilării, problema imobiliară generată de migrația mult prea ridicată. Și extremismul real, când o să apară în Europa, nu va fi ceva ce noi vom putea prezice, de fapt. Pentru că noi vedem de unde vin clivajele europene, dar forțele care vor reuși să pună mâna pe electoratul desprins de partidele mainstream de către aceste clivaje, ele vor avea propriile lor agende și nu este scris de pe acum faptul că acestea vor fi forțe naționaliste care vor avea politicile XYZ. Dimpotrivă, s-ar putea să asistăm la niște scenarii foarte ciudate. Dacă vă aduceți aminte atacurile teroriste de la Charlie Hebdo. Da. Știți că era fix în ziua în care aveau pe coperta, pe prima pagină a ziarului, l-aveau pe Michelul Lebec cu noua carte, Supunere. Exact. Da, în cartea respectivă era vorba despre o alianță electorală într-o Franța a viitorului apropiat, o alianță electorală Frăția Musulmană. Exact, da. Dar coalizată cu conservatorii catolici francezi, împotriva elementelor globaliste, liberale, progresiste, feministe, ceea ce părea foarte ciudat atunci, dar uite că din ce în ce mai mult, inclusiv în social media, unde tot timpul apar prin natura discursului permanent și de multe ori spontan, apar tot felul de asemănări din acestea interesante. Uitați-vă că cele mai mari proteste din Statele Unite, din Marea Britanie, pe tema introducerii elementelor de, să zicem, cultură, educație LGBT în școală, au venit din partea comunităților musulmane. Dar ți se pare Welbeck un vizionar? Da, mi se pare un vizionar, sincer să fiu. Chiar dacă viitorul nu va fi exact cum l-a prezis, cu siguranță va rima. Și Boylan Chansal e iarăși un scriitor foarte, foarte interesant. N-am citit nimic de el. Chiar îți recomand. Dar, într-adevăr, Welbeck și eu am simțit în cartea lui Supunere care așa o... Și nu doar cartea aceea, și celelalte cărți care au de-a face cu alienarea individului. Teritoriului, nu? Da. Extinderea domeniului luptei. Așa e traduce în română, dar nu am citit-o, n-am citit-o în română, am citit-o în engleză. Și deci tot timpul când a ales ceva și probabil că inclusiv s-a inspirat din propria lui înstrăinare și față de societate. Și acum Serotonină, carte, bine, controversată. El e un personaj exotic, să spunem. Exact, și a cultivat acest aer, inclusiv aerul acela de intelectual decrepit pe care îl are, dar efectiv ce a scris
chiar dacă poate e o versiune exagerată, se potrivește foarte mult cu felul în care individul alienat își percepe totul și identitatea și propriile relații, chiar și, nu știu, orientarea sa sexuală percepe ca devenind commodities, ca devenind produse ale unui sistem și capitalist, dar și global. Și e interesant, e interesant. Și aș dori să aduc aminte de Jean Raspail, care este un alt profet, a murit în urmă cu câțiva ani, dar cartea lui este în continuare una explozivă, cartea lui The Camp of Saints, Tabăra Sfinților. Tabăra Sfinților, exact. Da, și care era fix despre lipsa de voință și încredere în propria civilizație, care duce la decăderea sa confruntat cu un val mare de migranți. Chit că el, din motive de corectitudine politică, valul de migranți din cartea lui era, de fapt, din India, nu din Africa de Nord, cum probabil ar fi vrut în calitate de francez. Cum vezi un dialog între Welbeck și Harari? Cum l-ai imagina? Nu știu ce să zic, cred că ar fi o armă tactică nucleară acolo ceva, nu știu. Nu-mi dau seama ce ar putea avea acești oameni comun, care are fiind un idealist, un tehnocrat și Welbeck, chiar dacă la origine, știți că el e programator? Da. La origine, deci din potrivă a studiat, așa zis, computer science, deci el ar fi trebuit, poate că este un optimist dezamăgit, deci ai un cinic complet versus un idealist foarte puternic și amândoi sunt pe val. Deci, doar că vezi, Harari vorbește și cu clasa elitelor tehnocratice globale. El scrie practic inclusiv pentru ei. Welbeck, pentru că el nu scrie non-ficțiune în general, el are un public mai larg, dar mai puțin influent. Deci ideile lui devin mai greu influente. Da, l-am văzut mereu în presa franceză, uneori criticat, alteori într-adevăr ridicat așa pe un podium. E un scriitor interesant și recomand tuturor celor care ne urmăresc să citească cărțile lui. Evident, și cărțile lui Harari sunt, au un flavor aparte și pot fi trecute, toate cărțile până la urmă pot fi trecute prin filtru propriu, normal. Gândire critică să avem. Cu siguranță, doar că sunt prea multe. Nu avem când să le citim pe toate. Cum citești? Citești pe Kindle? Sunt foarte modern, cel puțin în privința aceasta. Nu cred că am cumpărat mai mult de o mână de cărți fizice în ultimii 15 ani, 16 ani. Am Kindle de când a apărut primul Kindle și tot timpul am trecut de la unul la altul. În general e-book readere, dar citesc și pe tabletă și pe telefon, că sunt sincronizate, citesc mai multe cărți în același timp. E foarte flexibil și îmi place foarte mult. Și niciodată nu mi-a plăcut să deteriorez cărțile. Mă enerva când Se îndoia un pic, se murdărea un pic, era colțul și îmi părea rău de ele. Da, dar așa, la Kindle nu prea nu mai e nicio problemă. Da. Ești expert în infrastructuri critice și în securitate internațională. Haideți să explicăm puțin, dar știu sigur că cei care ne urmăresc cunosc foarte bine ce înseamnă atât infrastructuri critice, cât și intersecția celor două domenii, infrastructuri critice și securitate internațională. Ce reprezintă infrastructurile critice? Definiția ca la carte este că sunt sisteme care au și componentă tehnică și socială, adică organizații care le conduc, iar aceste sisteme produc bunuri și servicii. Sunt critice, acestea sunt infrastructuri, sunt critice acele infrastructuri a căror distrugere sau întrerupere a funcționării ar cauza daune semnificative, pierderi de vieți omenești, pierdere de încredere. Deja toate aceste lucruri sunt codificate la nivelul legislației naționale, legislației europene, din ce în ce mai mult și legislație globală. Dacă ne uităm la ce rezoluții mai are ONU, ce decizii pe tema terorismului sau a războiului cibernetic au fost luate. Și infrastructurile acestea critice produc bunuri și servicii critice de care depindem cu toții pentru a funcționa ca societate și pentru a avea și o calitate a vieții și continuitatea afacerilor și productivitate, eficiență, tot ce vă doriți. Și iar aceste infrastructuri critice includ chestiuni legate de energie, vorbind de gazoducte, oleoducte, rețele electrice, centrale electrice de diverse feluri. Avem și
partea de apă, apă potabilă, tratarea apelor menajere, partea de hrană, infrastructura critică legată de procesarea hranii de la fermă până la tine în farfurie. Sunt mai multe domenii, inclusiv la nivel național și recent și la nivel european. La nivel european, la început, erau doar energia și transportul, în ideea că în aceste două domenii ai putea identifica infrastructuri critice a căror nefuncționare ar afecta două sau mai multe state membre. S-a dovedit în urma războiului primei invazii din Ucraina, dar apoi și a pandemiei și a războiului din Ucraina, s-a dovedit că, de fapt, sunt mult mai multe infrastructuri critice cu impact european și noua directivă a rezilienței entităților critice, care trebuie transpusă în legislația națională până pe 18 octombrie 2024, noua directivă identifică, dacă nu mă înșel, 11 domenii, deci și partea de piețe financiare, și partea de bănci, și partea de industrie chimică, și partea deci de spațiu. Toate sunt incluse. Toate sunt domenii care pot fi infrastructuri critice. Acum, nu toate infrastructurile sunt critice. Dacă toate sunt critice, atunci niciuna nu este critică. Exact. Noi identificăm infrastructura critică pentru că din perspectiva celui care le protejează, care are interesul, el are resurse limitate, și oameni și resurse materiale și resurse de atenție, nu le poate proteja pe toate la fel de mult. Așa că trebuie să le identifice pe cele mai importante conform unor metodologii și ale unor praguri de impact și să se concentreze fix pe acelea. Și de aceea avem infrastructuri critice la nivel național, unde găsim și domenii precum administrație publică, infrastructuri critice de apărare, infrastructuri critice educaționale, sănătatea, da, de la bun început, și acelea afectează la nivel național și infrastructuri critice la nivel european, care unde nu interesează atât de mult, sigur, e bine să ai un nivel de protecție minim peste tot și se preocupă de asta, dar când vine vorba de infrastructuri critice europene, sunt cele care afectează două sau mai multe state europene sau pentru infrastructuri cu semnificație și importanță deosebită, sunt șase sau mai multe state membre. Și desigur, din ce în ce mai mult vedem că dacă e să luăm modelul vestic, care o să apară și la noi în curând, există și entități subnaționale, să zicem așa, care se preocupă de aspecte de infrastructură critică. Spre exemplu, orașele. Sunt multe orașe în vest, Londra, New York, care au birouri de management al rezilienței, cu un manager de reziliență pe oraș. În cadrul primăriilor, da. Interesant. În cadrul primăriilor sau la managerul orașului, în funcție de cum e organizat orașul respectiv. Că știți că sunt mai multe modalități de organizare, mai ales în America, unde ai fie un consiliu orășenesc și primarul este de fapt doar un cap de afiș și de fapt e un manager profesionist al orașului care a fost desemnat. Dar ideea este că undeva unde există un rol executiv important, există și un consilier și organizator pe partea de reziliență, care trebuie să ajute orașul să își crească reziliența, adică capacitatea de a preveni evenimente negative, accidente industriale importante, atacuri teroriste, deci, probleme de criminalitate. Prevenție odată. Odată prevenție și odată mitigarea rezultatelor, daunelor, adică lucrurile să fie aranjate în așa fel încât incendiile să nu se extindă, oamenii să fie evacuați ușor, forțele de intervenție să știe exact ce să facă ca daunele să se limiteze, ca daunele să fie reparate cât mai repede, să revină la un nivel... Și societatea să revină la... Să revină, da. Normal. Exact. La un nivel minim acceptabil de normalitate, într-un timp cât mai scurt. Poate nu revii la 100%, dar este ceva dacă, spre exemplu, cum au fost în cazul atacurilor din 11 septembrie, unele entități din turnurile GMN aveau planuri de reziliență implementate și de a doua zi ele deja funcționau. Intraseră în funcțiune în situri secundare pe care le pregătiseră în cazul în care ar fi compromis situl principal din turnurile gemene. Și e un caz faimos cu JP Morgan pe această chestiune. Și nu în ultimul rând, entitatea rezilientă este cea care învață din ce a pățit din trecut ca să se poată adapta la noi provocări și să fie mai rezilientă pe viitor. Da. În București, pentru că Bucureștiul până la urmă este așezat cumva într-o zonă seismică. Există această preocupare pentru
tu ai spus că în primăria din Londra și cea din New York există o entitate care se ocupă de tot ce înseamnă infrastructuri critice de reziliență. La noi în primărie, în București, știi, există așa ceva? Eu lucrez cel mai mult pe extern, sincer să fiu. Nu sunt la curent. Din câte știu, nu prea s-a făcut la noi, s-a nu formalizat o chestie obligatorie pe care pentru să aibă fiecare relevanța. Oraș. E relevanța, dar elementele există deja. Gândiți-vă că avem centrul acela nou de coordonare a situațiilor de dezastru, unde au încercat să aducă toate serviciile, ambulanță, pompieri, toate sub același acoperiș. Există efort acestea de a educa populația cu privire la ce să facă în caz de cutremur. Sunt elementele disparate, dar abordarea aceasta bazată pe infrastructuri critice presupune o gândire holistică care să le combine pe toate în același timp și să le vadă ca fiind legate între ele. Manager de reziliență propriu-zis, sunt sigur că nu avem, dar multe dintre aceste elemente care ar face parte dintr-o strategie de reziliență există deja și ar putea fi organizate în forma aceasta. Momentan nu prea există la nivel european, să zicem, o preocupare formală cu directive date pentru partea aceasta de reziliență municipală. Ei se gândesc în termen de reziliența infrastructurilor sau entităților critice, iar aceste entități se întâmplă să fie, de multe ori, geografic concentrate într-o zonă urbană, care sunt aglomerări de infrastructură, unde o să găsești, spre exemplu, marile burse de valori sau unde vei găsi universitățile, unde vei găsi multe dintre centrele de cercetare, instituțiile publice. România, alături de Italia și, cred că, Slovenia, au fost primele țări europene care au identificat inclusiv patrimoniul cultural ca infrastructură critică, o chestie care a fost de la bun început în Statele Unite ale Americii. Ideea foarte că interesant. Poți să ai monumente naționale care exact sunt și plasate geografic în interiorul orașelor, deci dacă e un atac terorist împotriva lor, întrerup și buna funcționare a orașului, afectez și ceva important din punct de vedere economic, dar afectez populația și psihologic și în același timp, de multe ori, astfel de monumente sunt de fapt gazdele unor instituții. Care, deci se combină practic cu un element de infrastructură, spre exemplu, de administrație publică. Citisem ceva despre infrastructura, despre, de fapt, reziliența orașelor, în cadrul unui raport, dacă nu mă înșel, care a fost emis de Centrul Național de Reziliență, de EARC. Ei au vorbit foarte mult despre EARC, care a început să funcționeze, cred, din 2022, a marșat foarte puternic pe abordarea aceasta de reziliență la nivel național și global, inclusiv pe domenii de tehnologie, dacă ne uităm la chestiuni cibernetice, biotehnologie, dar și pe chestiuni practice legate de exerciții, cum reacționezi în caz de. Deci au făcut o treabă extraordinar de bună. Și mai există și alte inițiative. Existat, spre exemplu, de la Fundația Rockefeller, împreună cu ARUP, care este o firmă de consultanță, a existat inițiativa celor 100 de orașe reziliente, în care au selectat 100 de orașe din lume și știu că au fost și candidați din România, cărora să le dea anumite resurse ca să stabilească, după un model, după un instrumentar, să stabilească niște elemente de organizare locală care să le sporească reziliența. Ce orașe din România? Ai idee? Nu mai știu, nu a fost niciuna în cele 100 finale alese, din câte țin minte. Sunt și alte, de atunci au mai fost și alte inițiative, dar asta e cea pe care mi-o aduc aminte că era prima de acest gen de care am dat. Dar au mai fost și altele legate de smart cities și... Ce se întâmplă, Alex, în momentul în care... Haideți să facem un scenariu. În România nu mai funcționează absolut deloc internetul. Vom fi mult mai liberi și mai fericiți. Asta e un răspuns, într-adevăr. Ce s-ar întâmpla în secunda următoare din acest punct de vedere al rezilienței, al infrastructurilor critice, pentru că automat acestea ar fi afectate? Da, asta este o problemă foarte mare. Deja la nivel european există preocupări pentru a crea
canale de comunicare alternative pentru, pentru instituții de stat, pentru forțe de ordine, servicii de informații, armată. Există și viitoarea, planul pentru viitoarea rețea satelitară de, de comunicații guvernamentale securizate, GovSatCom, care practic ar permite, ar permite funcționarea, chiar și dacă s-ar întâmpla ceva efectiv cu infrastructura existentă, ți-ar tăia cineva cablul de fibră optică submarin, da, sau cablurile de fibră optică la nivel terestru, ar putea funcționa în continuare, sau dacă ai avea atacuri cibernetice majore care vizează infrastructura publică. Ce s-ar întâmpla ar fi că foarte multe lucruri peste noapte ar începe să funcționeze foarte prost, pentru că suntem o societate, noi ca românii suntem poate intermediari. Dacă vă uitați la Digital Economy and Society Index, un index calculat anual, da, la nivelul Comisiei Europene, veți vedea că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană, ceea ce în sine e o sursă de reziliență. Dar avem infrastructura bună și atât. Restul, când vine vorba de servicii publice digitale, pregătirea oamenilor, gradul de, de digitalizare... Știți că acesta este unul dintre puținele domenii în care nu ne putem baza pe ideea că Bulgaria este pe ultimul loc și atunci nu suntem noi. Nu, aici suntem noi pe ultimul loc, aici și la automatizare. Deci, într-un fel, nu o să suferim atât de mult ca alte țări, dar vom suferi cu siguranță, pentru că multe elemente ale vieții curente deja se petrec prin conexiuni digitale, chiar și când nu ne dăm neapărat seama. Vrei să tranzacționezi la bursă, vrei să îți verifici conturile, vrei să realizezi niște plăți, exact, cu cardul, ai niște plăți automate pe care le-ai calculat, sau ai nevoie să coordonezi niște sisteme logistice la nivel național, ai nevoie să comunici cu diverse unități administrative teritoriale și din ce în ce mai mult comunicarea respectivă are loc la nivel digital. Nu prea se mai sună lumea pe telefonul cu fir și da, formează numărul așa cu cablu de cupru și tot sistemul acesta analog al comunicațiilor deja este din ce în ce mai puțin utilizat, mai ales că noi ca țară am sărit cumva o generație de infrastructură și am intrat direct, exact, în zona digitală. De aceea am avut și avantajul acesta, știți, cele mai mari viteze de internet din lume. Da, încă stăm bine. Încă stăm foarte bine, da. Acolo încă stăm foarte bine, dar nu o să stăm bine foarte mult timp de acum încolo. Adică, pentru că în primul rând noi am avut hopul acesta, toată lumea zice, spre exemplu, de China, care toată infrastructura aceea nouă și funcționează bine, da, pentru că e nouă, dar pe termen lung poți să întreții același ritm. Noi vom avea investițiile în infrastructură de telecomunicații de înaltă capacitate, care să țină pas, să țină cont de faptul că cea pe care o avem deja e foarte bună. Cred că în câțiva ani vom vedea că avantajul acesta pe infrastructură s-a erodat. Stăm în continuare onorabil, dar nu există ordinar de bine și alte țări, spre exemplu, și vor fi construit sisteme de comunicare 5G, partea de wireless, mult mai avansate. În ce stadiu suntem cu 5G în România? A avut loc hai să spunem așa, înainte de problemele dintre Statele Unite și China, înainte să înceapă campania aceea pe 5G, a avut loc, dacă mai țineți minte, lansarea oficială a primelor servicii 5G din România, în cele trei mari centre, dacă țin minte corect ce am citit în ziar, cele trei mari centre de putere ale României, București, Clujul și Mamaia. Și, da. Așa scria în articol. Care e piața pe care lansez prima oară? Și, dar după aceea a apărut o problemă și o problemă în toată Europa. Ideea de a nu folosi echipamentele 5G, de rețelistică 5G, produse de către China, care erau și subvenționate și mai ieftine, da, și foarte bune, și incertitudinea cu privire la ce anume vom folosi pentru a construi rețele 5G a dus la situația în care Europa, nu doar România, Europa a rămas în urma, în principal în urma Chinei, dar și în urma Statelor Unite ale Americii. Nu prea vedem un campion vestic pe 5G care să aibă aceeași forță financiară și economică a Huawei-ului și ZTE-ului.
Și acest lucru înseamnă că a însemnat că noi am rămas puțin în urmă pe zona aceasta de 5G, oamenii deja vorbesc de 6G. Exact. La un moment dat va exista și am la noi o penetrare. În China și într-adevăr am auzit discuții despre 6G. E deja noi nu înțelegem ce înseamnă 5G. Dar 6G e. Întrebarea este: 1. Dacă vei avea infrastructura pentru această rețea de comunicații și vezi că avem o acoperire cât de cât din ce în ce mai mare, și 2. Dacă vei avea aplicațiile care să folosească 5G, că aici nu este vorba despre streaming 4K pe telefon doar pentru că poți. Aici este vorba despre niște aplicații foarte complexe, medicină, pe partea industrială, pe partea de medicină, pe partea de rețelistică, adică folosirea cloud computing ca să tu să ai doar un terminal și de fapt niște chestiuni foarte, foarte intensive în resurse să fie procesate pe serverele altuia, ăsta e de fapt cloud computing. Dar când ai 5G și capacitate de transfer mult mai mare, ceea ce poți face prin cloud computing devine iar capătă o nouă anvergură, o nouă profunzime. Exact. Tipul de aplicații pe care poți avea, spre exemplu, pe smart cities, pe managementul traficului cu mașini. Noi vorbim despre smart cities, dar nu avem 5G. Deci e... Avem 5G, dar nu avem cea mai bună acoperire, exact. Da. Și trebuie să ai și aplicații respective, adică trebuie, mai ales când vine vorba de smart cities, ai nevoie de smart public authorities și ai nevoie de finanțare pentru astfel de autorități smart și ai nevoie de proiecte bune care să fie implementate într-un timp util și să nu fie implementate doar de fațadă. Și o să ajungem și acolo, treptat. Întrebarea este câți ne vor lua înainte și care vor fi de fapt beneficiile. Vor fi până la urmă. Și care vor fi, de fapt, beneficiile? Că nu e musai ca aceste beneficii să se traducă și prin beneficii economice. Sunt destule zone în vestul, în zona aceea profundă, populistă, a vestului dezindustrializat, unde autoritățile au investit în Wi-Fi municipal și alte chestiuni și au constatat că nu a fost o rețetă... Ce înseamnă Wi-Fi municipal? Adică să ai rețea de Wi-Fi gratuită peste tot. Am văzut în Londra, într-adevăr, sunt anumite zone... În Lille... În Nisa? Da. Și în Nisa. Da, dar nu au produs de la sine. Trebuie să și folosești ce ai. Nu au produs de la sine. Da, e un confort, să zicem așa. Dar nu au produs de la sine o creștere a antreprenorialismului sau a inovației locale. Trebuie să ai și alte elemente. Adică nu e un ingredient minune acest 5G, să zici gata, a intrat în secolul 21, cum e gândirea românilor, tot timpul se raportează la anul curent, suntem și noi în sfârșit sau la secolul curent, suntem în secolul 21, suntem în anul 2024, nu mai putem așa și sigur va ieși bine, dar nu e tot timpul așa și de fapt sunt multe state care în ciuda unor vârfuri tehnologice importante, observați că vorbim și de Franța și de Italia și de Spania, deși lumea nu s-ar gândi la asta, totuși ele au avut o stagnare economică pe termen foarte lung. Adică au investit în tehnologie, ce puțin în partea aceasta și de infrastructură și de alte, și totuși nu a produs rezultate scontate. Pentru că spui că nu au venit și cu alte măsuri care să, până la urmă, să întărească spiritul antreprenorial, să-l dezvolte, de fapt. Asta e un exemplu. Sunt multe chestiuni. În domeniile pe care sunt eu activ, se vorbește foarte mult despre lipsa tipului de investitori și de investiții pe care le ai în Statele Unite ale Americii, venture capital, exact. De apetitul pentru risc relativ scăzut, de birocrația ridicată, dar de multe ori când noi ca oameni și educați și cu experiență și relativ apropiați de ideea aceasta de guvernanță, putere, ne învârtim în anumite cercuri, noi avem tendința de a crede că totul poate fi rezolvat printr-un set de măsuri. Trebuie doar să identifici măsurile și să le implementezi și în mod mecanic acestea vor duce la rezultate pozitive. Dar uneori nu este așa. Societatea e mult prea complexă. Nu poți să le dai oamenilor peste cap și să le spui, fă-mă firmă. Nu-ți face coafor, fă-ți un startup pe AI. Nu merge.
Adică sunt și alte elemente asupra cărora nu avem controlul. Noi trebuie să, dacă e să vorbim și de inovație și de creștere economică, noi trebuie să recunoaștem că există, sau guvernanții trebuie să recunoască că există o limită a puterilor lor. Câteodată ideea de a arunca cu bani în subiect reprezintă doar o risipă de bani și nu va avea un efect real, și că ei trebuie să creeze cele mai bune condiții pentru a avea fricțiuni scăzute între antreprenori, inovatori și ceea ce își dorește să facă și restul societății, adică să nu aibă birocrație atât de multă sau oneroasă. Să fie totul flexibil, să poată să implementeze, exact, da. Și să vadă după aceea ce se va întâmpla. Dar unele chestiuni se schimbă la nivel generațional. Trebuie să treacă anumite mentalități, să apară o generație nouă. Dar eu tot aștept. Generația nouă. Nu e ca și cum nu există, adică trăind de zi cu zi în România, zici că nu s-a schimbat nimic, dar te uiți la pozele de acum 20 de ani sau 15 ani. Evident că s-au schimbat multe lucruri. Inclusiv la profilul economic. România, categoric, ca țară, știți că România este mai industrializată decât multe dintre țările vestice, ca aport al industriei la PIB. Și stăm bine din punct de vedere economic. În unele zone. În unele categorii și domenii și dimensiuni, da, stăm bine și trebuie rezolvate și alte chestiuni. Revenind la discuția pe infrastructuri critice. Ce se întâmplă în momentul în care ai și o infrastructură nouă de telecomunicații 5G, sau, în general, digitalizarea infrastructurilor critice, care nu depinde de 5G. 5G este doar noua anvergură a vitezei comunicațiilor și a transferului de date. În momentul în care ai digitalizare, ai un nou nivel de interconectare dintre aceste infrastructuri. Infrastructurile critice sunt interdependente. Pot fi interdependente la nivel geografic, se află una lângă cealaltă, dacă ia una foc, ia și cealaltă foc, ceea ce se poate întâmpla foarte ușor în zone industriale, în orașe. Pot fi interconectate logic, adică una dintre ele produce ceva de care are nevoie cealaltă, dacă ne gândim la toate problemele întâlnite la nivel global în timpul pandemiei cu lanțurile de producție și după pandemie, cu lanțurile de producție pentru mașini, spre exemplu, care nu aveau problema cu producția de mașini pentru că nu existau componente electronice suficiente pentru ele. Și în același timp sunt și infrastructuri care produc date pentru alte infrastructuri. Există interconexiuni și interconexiuni cibernetice sau informaționale, ele au nevoie de informații de la una la cealaltă, vorbim de tot sistemul acesta financiar, sistemul de administrație publică, sistemul inclusiv sistemul educațional, și aceste interdependențe sunt de fapt mărite de digitalizare, ele devin mult mai strânse, mai ales în plan digital. Ele devin de multe ori mult mai descentralizate. Digitalizarea este de fapt unul dintre factorii care a permis globalizarea, pentru că a devenit posibil să controlezi dintr-o altă parte a lumii o infrastructură în altă parte a lumii și să le coordonezi mult mai bine la nivel global. Și în același timp aduce la un efect negativ faptul că riscul se poate transmite mult mai ușor, se poate propaga mult mai ușor, și nefuncționarea unei economii. Dacă ceva s-ar fi întâmplat într-o zonă a lumii acum 150 de ani și nu era o zonă critică pentru ceva anume și erau foarte puțini de acest gen, n-ar fi observat mai nimeni. Da, și nu avea impact nici într-o altă parte. Sau nu un impact imediat. A doua zi s-au blocat piețele și... Da. Dar uitați-vă în ziua de astăzi cât de isterice, să spunem așa, și histrionice pot fi piețele când se anunță ceva în Orientul Mijlociu. Imediat pică piețele, o iau razna. Prețul petrolului fie scade, fie crește, tragedie în ambele cazuri. Exact. Da. Și acum introduc în ecuație și inteligența artificială. Unde o plasezi în toată această arhitectură a infrastructurilor critice? Bun, e greu să vorbim acum, pentru că inteligența artificială de-abia prinde rădăcini, să spunem. Dar unde o vezi în viitor? Eu o văd în mai multe modalități. În primul rând, nu cred că inteligența artificială în sine este o infrastructură critică. Va fi la un moment dat când vei spune că toată lumea va folosi AI și atunci centrul de calcul pentru inteligența artificială a lui OpenAI, care este în anumite zone ale lumii, sunt mai multe centre de calcul cu capacitatea, cu energia și capacitatea de calcul necesară. Centrele respective ar putea fi ținta unui atac sau dacă se întâmplă un dezastru, da, atunci sunt infrastructură
infrastructuri critice. Dar în acest moment, inteligența artificială, ca și blockchain, este de fapt o tehnologie pe care o poți aplica și în zona infrastructurilor critice. Și ea facilitează anumite lucruri. Fie îți îmbunătățește niște procese deja existente, fie duce la crearea unor procese cu totul noi și poate să modifice radical funcționarea unei infrastructuri critice. Ca să vă dau un exemplu, din ce în ce mai mult vom vedea inteligența artificială folosită la managementul rețelelor electrice. Sunt niște rețele electrice extraordinar de complexe în care ai milioane de prosumatori și consumatori și producători de energie cu intermitență, cu faptul că dacă nu mai bate soarele într-o partea țării, imediat turbinele pe bază de gaz din altă parte a țării trebuie să înceapă să funcționeze și totul trebuie să fie foarte atent coordonat, altfel vei avea probleme în rețea. Și din ce în ce mai mult, inteligența artificială va fi folosită pentru asta, pentru așa ceva. După aceea vom vedea și alte chestiuni care vor schimba poate radical natural unei infrastructuri critice. Dacă nu vei mai avea, call center cu oameni sau mulți funcționari publici și vor pierde jobul în favoarea unei infrastructuri, unei inteligențe artificiale care le va îndeplini funcția. Atunci va funcționa cu totul diferit. O organizație care pierde 90% din oameni, din oamenii pe care i-are datorită sau din cauza, depinde cum vedeți, automatizării, va funcționa cu totul diferit, va avea și un alt profil de risc. Vor scădea riscurile asociate cu lipsa de cultură de securitate a omului care își pune parola data nașterii copilului, dar vor crește alte probleme legate de securitatea intrinsecă a inteligenței artificiale. Deci vom vedea inteligența artificială ca coordonator al unei infrastructuri critice, poate că va fi sistemul de control industrial, poate că va fi procesatorul de date, ai big data, le procesează AI-ul și îți ia niște decizii. Exact. O decizie. Sau AI-ul ca sistem de suport al deciziilor pe care le iau și le validează oamenii, dar AI-ul este cel care le face o analiză de risc, le prezintă opțiunile. Inteligența artificială extrem de nișată. Pe anumite domenii cu creierul, să spunem, potrivit. Noi vorbim aici, dacă în primul rând, de infrastructuri critice și, în al doilea rând, noi n-am ajuns încă la nivelul inteligenței artificiale Skynet, să fie ca în Terminator, inteligența artificială generală. Exact. Da, sunt niște algoritmi limitați care îți pot genera ceva nou, AI-ul generativ, inclusiv așa numite LLM-uri ca cea GPT, large language models, care se folosesc de algoritmi ca să imite felul în care noi construim propozițiile și practic să poată să comunice în teorie cu tine. Ai AI-ul care îți găsește tipare. Am văzut că cei de la Apple vor să integreze în Siri modulul acesta de OpenAI ca să vorbești cu el mult mai simplu și să-ți răspundă mai inteligent. Să-ți punem la anumite... Eu, chiar dacă Elon Musk are dreptate când a spus că este o problemă de securitate, eu abia aștept momentul în care voi da de un robot telefonic, am sunat la bancă, care chiar să înțeleagă ce vreau să-i spun. Deci, suntem aproape, e în sine, Alex. E în sine un avans, da. Deci avem AI-ul ca coordonator. Da. AI-ul este și atacator cibernetic. Exact. Deci asta apărător cibernetic. Da. AI-ul se mișcă mult mai repede decât un hacker uman, se mișcă mult mai repede decât un apărător uman. Deci trebuie să vedem ambele fațete, într-adevăr. Dar vezi în viitor o geografie a inteligenței artificiale, cum există de altfel și acum o geografie a internetului? Va exista, în primul rând, se va suprapune foarte bine cu geografia internetului când vorbim și de servere, centre de date, legăturile de fibră optică, inclusiv acoperirea cu sateliți de telecomunicații, pentru că aceea este, de fapt, baza fizică a funcționării internetului și internetul va fi modalitatea prin care AI-ul își va exercita diferitele funcții. Aceea e, de fapt, infrastructura de telecomunicații. Va mai exista o geografie a AI-ului care depinde de două lucruri, de trei lucruri de fapt. În primul rând, disponibilitatea energiei ieftine.
Și observăm că în SUA deja pentru centrele de date majore ale Meta, Google și ale companiilor care vor avea inteligență artificială, ei deja se gândesc să aibă producție proprie de energie electrică atât din surse regenerabile cât și cu reactoare nucleare mici. Ca să susțină această infrastructură. Vei avea nevoie de enorm de multă, vei avea nevoie de enorm de multă capacitate de producție a energiei electrice, atât pentru funcționarea infrastructurii în sine, cât și pentru alte elemente legate de, spre exemplu, de răcire. Va fi și asta o problemă. Vom vedea poate din ce în ce mai multe centre de date poziționate în zone reci, în zone arctice. Păi nu degeaba lupta asta pentru zona arctică se dă în continuare și devine din ce în ce mai ascuțită. Va fi și o geografie politică, aveți dreptate, va fi și o geografie politică a AI-ului, pentru că entitățile care vor produce, care vor crea centrele de date pentru servicii cu adevărat puternice de inteligență artificială, vor alege să le placeze în jurisdicții care le dau avantaje economice, fiscale, legale, de reglementare. Vedem că Uniunea Europeană este foarte avansată, nu neapărat în zona AI-ului, cât în zona reglementării AI-ului și încearcă să exporte aici această reglementare în lume. Paradox! Nu este un paradox, este modalitatea în care a funcționat Uniunea Europeană. Tot timpul a încercat, și nu o spun ca o critică, deși mulți o văd ca pe o critică. Da. Uniunea Europeană este la origine un cartel al producătorilor, își menține aceeași gândire, e în ADN-ul său, cum s-a văzut și în perioada pandemiei în care SUA și Marea Britanie au obținut mai repede noile vaccinuri pentru că Uniunea Europeană se târguia în continuare la preț. Exact. Uniunea Europeană a avut un succes masiv pe partea de reglementare fitosanitară, exportând reglementările sale în lume. În mare parte e din meritul Uniunii Europene, că atunci când te duci în India, să zicem, și cumperi o sticlă de Coca-Cola, vezi acolo conținutul și este standardizat. Asta pentru că multe companii preferă să aibă un standard al etichetării, al reglementării pe care să-l respecte, că e foarte scump să ai 100 de standarde pentru 100 de țări diferite. Și Uniunea Europeană a avut așa zisul efect Bruxelles, în care și foarte multe țări, profitând și de piața sa mare, multe companii erau dispuse să respecte reglementările europene și foarte multe țări au adoptat indirect, au adaptat, poate au ajustat puțin reglementările europene și și-au zis europenii, hai să facem asta și pentru inteligența artificială, hai să facem asta și pentru blockchain, a fost gândirea. Și are un rol anume, dar cu siguranță că pare puțin, din exterior pare puțin ridicol în momentul în care tu nu ești de fapt liderul pieței pe zona de inteligență artificială. Acolo îi ai pe chinezi și pe americani. Deci aici este rând. Competiția. Aici este competiția. Da. Dar în cele din urmă, fie că soluțiile de AI folosite de europeni vor veni din Europa sau din afara Europei, este bine să ai genul de reglementare care să protejeze drepturile europenilor. Nimeni nu spune că pentru că europenii folosesc mai degrabă YouTube în loc de Dailymotion sau Vimeo, atunci n-are rost să ai GDPR, să ai protecția informațiilor proprii. Deci e și acolo un factor, dar fundamental noi vorbim de o geografie și a reglementării în care pe viitor s-ar putea să fie de interes major pentru unele companii să se poziționeze în Europa, dar momentan mai degrabă s-ar poziționa sau s-ar dezvolta în China sau în Statele Unite ale Americii, care și americanii au început, cel puțin cu administrația Biden, să reglementeze mai atent zona de infrastructură critică, dar acolo sunt și banii care ajută startup-urile. Ba din potrivă, aș vrea să subliniez un lucru. Există un risc foarte mare ca Uniunea Europeană și UK, să zicem, pe lângă Uniunea Europeană, Marea Britanie, să devină economii incubator pentru Statele Unite ale Americii în inteligență artificială, în multe alte domenii de tehnologie emergente. Adică ideea să apară în Uniunea Europeană, cercetarea fundamentală să fie cu finanțare europeană sau națională, toată dezvoltarea tehnologică în sine, dar apoi o firmă americană, o entitate americană, să vină
vină să cumpere firma respectivă sau firma în sine să se transplanteze în Statele Unite ale Americii ca să se listeze la bursa din New York, să-și facă IPO, ca să se lanseze la bursă. Și e un avantaj structural acesta și practic exact așa cum noi ne-am putea plânge că inovația românească se scurge, se duce cumva în afară, avem pe lângă exodul de creiere, avem și exodul de inovație, același proces îl experimentează acum Uniunea Europeană în relație cu SUA. Dar China în relație cu cine? Mă refer aici mai degrabă la partea asiatică. China, s-a notat de mult că China are și ea un exod al creierelor, dar are foarte multe creiere. Dacă ne gândim la cât de mulți studenți chinezi sunt în Canada, în Australia, în Statele Unite ale Americii, în Europa, numărul este enorm. Mulți dintre ei rămân, mulți dintre ei sunt notabili ca ingineri și ca fondatori, mai puțin fondatori, dar de multe ori ingineri și savanți în Silicon Valley și în marile universități americane și vestice. Din ce în ce mai mult cred că deja se întorc în China, dar se vor întoarce în ce în ce mai mulți atrași de bani. Dar în același timp China a investit enorm de multe resurse în inovație internă și de fapt nici nu putem cuantifica resursele respective, există o lipsă de transparență. Americanii se tem că chinezii cheltuiesc mai mult decât europenii și americanii la un loc pe inteligența artificială. Nu știm care este adevărul, dar cert este că ei văd o utilitate pe zona de inteligență artificială, văd și un avantaj economic și un avantaj strategic și continuă să investească. Și atâta timp cât au și creiere multe, exodul actual al creierelor nu se traduce și printr-un exod de tehnologie și în continuare, pe lângă inovația internă, ei au profitat și de pe urma posibilității de a achiziționa tehnologie la nivel extern, de a investi în startup-uri, de a achiziționa companii, chiar dacă recent, în ultimii 3 ani, au început să apară mai multe bariere în calea lor. La un moment dat, nu știu dacă mai țin minte, era vorba și despre un fond de inovare al Chinei cu Europa Centrală și de Est. Era un fond de investiții în startup-uri pe tehnologie și era vorba să fie creat acest fond pentru a susține startup-uri. Nu s-a mai lansat pentru că atunci s-au răcit relațiile pe fondul răcirii relațiilor dintre SUA și China și a diplomației, hai să-i spunem așa, agresive americane în Europa, în Europa de și în alte zone ale lumii, contra cooperării economice și tehnologice cu China. Va mai exista această abordare între cele două mari puteri și aceste blocaje, pentru că există într-adevăr o competiție și nu numai la nivelul inteligenței artificiale. Există și competiția pentru spațiu și aici știi foarte bine. Și aici contează și aici. Da. Contează și blockchain și inteligența artificială. De fapt, multe dintre aceste domenii de tehnologie emergentă sunt legate. Fie că vorbim de 5G, fie că vorbim de sateliți, de tehnologie spațială, de inteligență artificială, de quantum computing. Da, vedem China a trimis o misiune pe partea nevăzută a lunii. Iarăși a început competiția. Așa este, dar da. Eu văd altfel. China se știa deja în competiție de mulți ani cu Vestul. Vestul nu s-a prins decât foarte târziu și dacă nu ar fi fost administrația ta... Dar asta nu... Eu nu pot să-mi explic niciodată. Upton Sinclair, care este un jurnalist american acum 100 și ceva de ani, care are niște cărți grozave pe partea de practic, sunt cărți fictive, dar care au avut efecte în lumea reală pe partea de reglementare industrială, poluare de mediu și așa mai departe. El zicea că este foarte greu unui om să observe ceva atunci când salariul lui depinde de a nu observa acel ceva. Vesticii, mai ales companiile vestice, au fost atât de mult cointeresate financiar la fenomenul de creștere a Chinei, încât le-a fost ușor să ignore anumite chestiuni, inclusiv de bun simț, legate de securitatea lanțurilor de aprovizionare, mai ales cu produse tehnologice, de prevenirea creierii unui quasi-monopol chinez în anumite domenii, pur și simplu nu le-a păsat. Se făceau, era ideea, o filozofie, am citit-o într-o carte foarte interesantă, cred că era China Inc., dacă da. Știu că și tu ai citit-o la un moment dat. Erau doi directori de companie din Statele Unite ale Americii care spuneau că filozofia în domeniul lor era
era I'll be gone, you'll be gone. Adică atunci când efectele se vor vedea la ce am făcut noi, noi deja ne vom fi pensionat. Și vom fi făcut deja banii de pe urma creșterii acțiunilor și toate contractele noastre. Noi am livrat, ei, domeniul, a livrat pe marja cooperării cu China, au livrat creștere fantastică, economică, venituri mari, scădere ale costurilor, plus valoare pentru consumatori, dar cu prețul dezindustrializării și a vulnerabilizării pe partea de securitate. Acum noi în vest am spus top joc, gata cu China. Noi suntem în vest? Facem parte din... Da, de fapt asta s-a și zis. Pare o exagerare, dar de fapt observăm că aproape de aceea a fost și o reacție violentă, aproape că peste noapte, când a venit administrația Trump la putere, s-a creat o așa schimbare la 180 de grade de atitudine față de China. Au început deja discuții legate de război comercial, de practici neloiale, anticoncurențiale ale Chinei, ideea de a impune tot felul de măsuri tarifare, de a renunța la sistemul Organizației Mondiale a Comerțului de curți, de arbitraj pe temele acestea, de a acționa unilateral și părea puțin șocant. Aduceți-vă aminte că atunci când Trump era în campanie și vorbea despre China, vorbea în aceeași termen în care vorbea și Reagan despre Japonia în anii 80. Când vorbea despre China, toată lumea îl critica, inclusiv elementele mai neoconservatoare, așa, din România, foarte pro-vest, foarte anti-China. Și ei criticau administrația americană pentru atitudinea față de China și a venit la putere, a implementat niște măsuri, a durat foarte puțin, 2-3 ani, până când deja intrase în ADN și acum aproape că nimeni nu-și mai aduce aminte de vremea când ei înșiși spuneau că nu e ok să aplici tarife excesive Chinei, nu este ok să ai război comercial. Acum poate că s-au dus prea puternic în cealaltă direcție, pui capac și unor cooperări benigne, pentru că acum sufli și în iaurt. Dar e clar că a avut loc o schimbare politică radicală care de fapt era pe fondul unor elemente structurale din spate, care au fost ignorate mult timp din inerție și din rațiuni financiare. Și când a venit cineva și a tăiat nodul gordian, nici nu trebuie să mai menționeze lumea, nici nu se mai menționează în Statele Unite Americii de multe ori. Știți că asta era o politică Trump. Și Biden l-a criticat pe Trump, a venit la putere, a adâncit, a crescut falia între China. Exact, și... da, a înăsprit măsurile comerciale americane anti-China, chiar dacă îl criticase pe Trump pentru ele. Vedem acum și în Uniunea Europeană, exemplu mașinilor electrice, că vor să impună un, cred că un procent de 38%. 38%. Da, este, pare mult, dar nu este... Este mult la nivelul perioadei recente, pentru că sub runda actuală de negocieri în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, în care este membră și România și este membră și China din 2001, acela a fost momentul în care a explodat într-adevăr economic și comercial, tarifele vamale erau deja foarte mici și au fost duse la un nivel foarte mic. La nivel istoric, un tarif vamal de 40-50% nu era atât de mare, atât de exagerat. Dacă vorbim de nivelul anilor 50, 60, 70, deja din anii 80, nici nu mai știu cum... Nu era runda de la Doha, era altă rundă. Nu, dar nu, la nivel, deja la nivelul anilor 80, scăderile erau foarte mari, se vedea creșterea extraordinară a comerțului global și fenomenul acesta de outsourcing și offshoring, adică să dai o firmă, îi dă altei firme să producă ceva și eventual firma respectivă să fie și în afara țării. Și acum e nearshoring. Da, și friendshoring. Acum, exact, da, și acum se schimbă puțin paradigma în direcția cealaltă, dar faptul că ai ales o categorie de produse și de la zero tarife vamale ai pus 5 sau 6%, cum s-a întâmplat, de fapt, acestea au fost majoritatea măsurilor americane. Măsurile cele mai dure pe care le-au aplicat au fost cele care vizau compania anume și industria anume, dar nu tot comerțul. Selectiv. Selectiv, da. Și acum selectiv și cu... mașinile electrice chinezești, oricum chinezii aplică tarif de 15% la mașinile europene. Europenii practicau tarif, dacă ții minte corect, de 20% la mașinile americane. Americanii aveau tarife mult mai mici la mașinile europene. Deci
38% nu este atât de mult, dar să știi că există o ambivalență în Uniunea Europeană. Europenii nu ar fi vrut să fie luați în valul acesta al confruntării geopolitice dintre Statele Unite și China și mai degrabă, pe de o parte, diplomația agresivă a americanilor în Uniunea Europeană, spre exemplu, în vara anului 2020 cu chestiunea 5G a fost un factor, apoi și dependența europeană de Statele Unite ale Americii în contextul războiului din Ucraina, acum și o dependență energetică este alt factor, care a făcut pe europeni mai receptivi, dar europenii și-ar fi dorit, chiar dacă ei prin natura lor sunt protecționiști, ei și-ar fi dorit să fie cumva între China și SUA. Adică dacă SUA face ceva, ia o măsură de tip X, atunci măsura europeană să fie jumătate din X, să fie tot timpul mai rezonabil. Mai puțin mai diluată. Da, să fie mai, cum să zic eu, mai ponderați, mai moderați. Și aceasta a fost tendința, dar am văzut disensiunile acum între Germania și Franța pe tema acestui tarif și în același timp și o problemă legată de fir narativ la nivel european. Este clar, nimănui nu-i place să cheltuiască mai mult pe aceleași produse. Dar care este firul narativ pe care îl folosești? Din când în când iese la iveală și firul narativ care mi se pare cel mai realist, cel în care industria europeană nu este pregătită să lupte contra industriei chinezești, mai ales după marile subvenții pe care le-au primit, și atunci are nevoie de protecție. A existat și un discurs foarte puternic bazat pe ideea de securitate, noile sisteme, noile automobile definite de software sau automobile cu sisteme digitale care pot fi folosite pentru spionaj sau pentru întreruperea funcționării infrastructurilor critice, spre exemplu în caz de conflict sau ceva în genul. O anumită parte spionaj, securitate cibernetică este realistă. Scenariul în care brusc nu ar mai merge toate mașinile europene și ca preambul la invazia Chinei nu este realistă. Dar aici e vorba de firul narativ. Cum le vinzi europenilor ideea că dacă vor ceva din China va trebui să fie mai scump sau vor trebui să cumpere ceva european tot mai scump. Începem acum cu nearshoring-ul, cu friendshoring-ul. Începem, dar întrebarea este dacă va funcționa. Exact, funcționează. Asta rămâne de văzut. Știm pentru foarte că trebuie bine. Trebuie să treacă ceva timp. Așa este și trebuie să vezi ca trendurile să fie cele utile. Știi foarte bine la sfere de interes că eu consider că mișcarea lui Trump de confruntare economică cu China este cea corectă, chiar dacă ne putem certa la detalii, chiar dacă putem dezbate detaliile și că din punct de vedere strategic are o logică pentru americani și poate și pentru vest în general. Dar în același timp, cum se realizează acest friendshoring și nearshoring? Europenii și-ar fi dorit ca mare parte din capacitățile aceia de producție este europenii să vină în Europa de Est. Exact. Dar în măsura în care mai întâi reshoring-ul nu s-a produs, adică să vină înapoi în țara ta, și nearshoring-ul sau friendshoring-ul s-au produs în țări care de fapt servesc la spălarea investițiilor și comerțului cu China pentru accesarea pieței tale, cum s-a întâmplat cu Mexicul, care a avut o creștere extraordinară a relațiilor comerciale cu China pe fondul nearshoring-ului pentru piața americană. Da, deci, e aici, Deci în loc să importi din China, importi din Mexic, dar produsele sunt tot din China și ai o asamblare finală în Mexic și uite că se potrivește cu noua variantă a acordului NAFTA și ai free trade și se duce direct în SUA. Adică nu este faptul că cineva spune că se face ceva nu înseamnă că este soluția corectă și o soluție eficientă. Se face fine-tuning-ul acum. Sperăm că se face fine-tuning, dar e foarte greu să faci fine-tuning pe zona aceasta, mai ales că, în general, mediul de afaceri are nevoie de o anumită stabilitate. Degeaba îi tratăm ca pe, să zicem, oamenii răi în situația aceasta, firmele acelea care au mutat capacitățile de producție în China și care se folosesc de forța de muncă prost plătită din China sau din România, cum e discursul, și care au lăsat tehnologia să fie furată, nu, și așa mai departe. Ai toată chestia asta. Dar nu poți să faci fine-tuning la locația unei fabrici. Exact. Odată ce ai construit fabrica,
Ce faci? Ce faci cu ea? O închizi pe toată, o muți la 100 km mai încolo să treacă granița? Cum faci cu ea? Deci fine-tuning ca fine-tuning, dar există o limită de la care nu prea mai poți face fine-tuning. Și, de fapt, motivul pentru care nearshoring-ul și friendshoring-ul a durat atât de mult să se manifeste la un nivel mai ridicat este datorat și faptului, sau este cauzat de faptul că oamenii de afaceri nu aveau încredere în semnalele de reglementare, de noua filozofie din partea guvernanților. Păi da, guvernanții spuneau, ok, haideți că vă creăm aici cadru, și oamenii de afaceri așteptau. Nu? Când se întâmplă? Când se întâmplă, sau dacă se întâmplă cumva îmi tai subvenția peste un an, îmi tai comenzile. Era un caz faimos în Statele Unite ale Americii cu un, antreprenor american care atunci când a avut loc sperietura cu Ebola în 2016-2017, nu mai țin minte, a fost încurajat de autorități și a avut o investiție masivă în echipamente de protecție personală. Zicea că va fi o piață, l-au asigurat, că vor fi și comenzi și toate astea. Ebola s-a dus, nu a mai fost de fapt criza și el a rămas cu supracapacitatea și aproape că a intrat în faliment. Când a avut loc pandemia de COVID, a fost întrebat, dar auzi, nu faci și tu chestia asta, investește, hai că ce facem? Importăm din China măști da. Și da. Mănuși și el a zis nu, că data trecută nu mi-a fost bine. N-ați avut, asta s-a întâmplat și pe zona vaccinării, de aceea politica administrației Trump de a garanta achiziția vaccinului finalizat a fost una foarte bună, pentru că a creat condițiile de certitudine pentru firme că dacă vor avea anumite performanțe în validarea vaccinului respectiv, măcar își vor recupera costurile prin vânzările pe care le-au avut. Ceea ce nu s-a întâmplat cu vaccinul care se producea pentru virusul Marburg sau pentru care se dorea pentru virusul Ebola. N-a mai fost nicio comandă până la urmă. Apropo de asta, crezi că suntem mai bine pregătiți în fața unei pandemii? Cu siguranță. După COVID? Cu siguranță. Ce mai bun, există un concept de la Nassim Taleb, sunt sigur că ai citit cărțile, antifragilitate. Exact. Ideea că în momentul în care orice șut în fund e un pas înainte, așa este și cu stresorii din mediu. În momentul în care ai mai multe evenimente negative, dar care nu te doboară, dar atrag atenția asupra unor probleme și tu supraviețuiești, aia reprezintă o lecție pentru tine. E un semnal că ceva trebuie schimbat și faptul că a trecut lumea prin pandemie o face, de fapt, mult mai atentă la posibilitatea unei viitoare pandemii, la felul în care trebuie să gândească și în termeni macroeconomici și de producție. Vedem că, de fapt, discursul de nearshoring a explodat sau de friendshoring a explodat în timpul pandemiei, când s-a văzut că erau probleme majore cu lanțuri de producție la nivel global care acopereau tot globul, în care produceai ceva în Europa și altceva în India și se asambla în China și software-ul era din America și trebuia să ajungă la tine înapoi în Europa. Așa ceva nu mai funcționa și s-a văzut un efort, poate că acum efortul a mai slăbit un pic, dar la momentul respectiv era văzută importanța acestor capacități strategice de producție. Și această filozofie a antifragilității, ideea că stresurile mici te pregătesc pentru stresurile mari, această filozofie se poate observa în multe domenii. Spre exemplu, testele de stres aplicate băncilor după criza din 2008 aveau rolul de a vedea comportamentul lor dacă ele sunt de fapt vulnerabile structural la probleme din piețe. Practic, când vorbim și de antifragilitate, există și discuția legată de hazard moral. Tu dacă îl ocrotești pe cineva de factor de stres, fie că vorbim de o companie sau o bancă care este too big to fail, cum era expresia de atunci, e prea mare ca să o lăsăm să dea faliment, tu creezi hazardul moral și în loc să ai stresorul care forțează sistemul să se reformeze, ajungi de fapt ca o industrie plină de subvenții care rămâne adică în urmă. E ceva artificial. Nu se adaptează, nu este pregătită pentru un eveniment negativ, nu este rezilientă la o criză. Păi ne uităm, e foarte simplu, natură, până la urmă cum am evoluat? Tot prin
astfel de experimente. Natura experimentează tot timpul și păstrează ce e bun și elimină ceea ce nu este bun. Cum zicea Mike Tyson, toți cred că au un plan până primesc un pumn. Da. Exact. Dar și natură se vede asta, că au tot fost incendiile acelea de pădure. Da. Noi am discutat acele fenomene incendiilor de pădure și la Agenția Europeană de Apărare, unde coordonez un grup de lucru de mai mulți ani pe infrastructuri critice. Și am discutat, spre exemplu, impactul pe care îl pot avea asupra infrastructurii de energie și asupra infrastructurii militare. Și o chestiune foarte interesantă la incendiile acestea de pădure este că ele nu se datorau doar nu erau cauzate doar de temperaturile ridicate, ci și de practicile forestiere ale oamenilor. Adică în zone cum ar fi California, spre exemplu, unde în mod normal erau tot timpul incendii în fiecare an, fiind o zonă puțin mai uscată, faptul că oamenii au intervenit să nu mai aibă loc incendiile pentru că deranjau la terenul de golf din apropiere sau la noul cartier de lux, faptul că au intervenit să nu mai aibă loc acele incendii a permis acumularea de și mai multă materie vegetală moartă și în momentul în care a venit un foc cu adevărat de necontrolat avea foarte multă materie vegetală și focul a fost mult mai mare. Deci dacă ai fi avut focuri mult mai mici și mai dese, ai fi prevenit, ai fi preîntâmpinat focul mult mai mare. Asta este și, o vedem și în sectorul bancar. A fost critica la adresa sectorului bancar pentru crizele care au apărut în 2008-2009 și 2011. Asta observăm în multe domenii, de fapt. Crezi inclusiv la atacuri cibernetice. Bate la ușă o nouă criză economică? Eu cred că suntem deja într-o criză economică. Nu-mi place să apelez la un clișeu, dar deja ne uităm că cei de la Davos, de la Forumul Economic Mondial, vorbesc despre policriză și despre permacriză. Deci criză permanente și crize policentrice. Adică crize care sunt mai multe crize în același timp. Suprapuse. Și ne uităm cum a fost în pandemie. Da. În pandemie am avut mai multe crize. Pe de o parte, criza impusă de pandemie, închiderea granițelor sau îngreunarea granițelor. Dar în paralel a fost o criză a maselor plastice provocată de niște furtuni foarte puternice în zonele principale producătoare, în Golful Mexicului și în zona de est a Indiei, care au afectat principalele zone producătoare de mase plastice. Am avut o criză a semiconductorilor în paralel, pentru că a fost o slăbire a cererii și apoi imediat o creștere a cererii semiconductorilor și pentru electronice și pentru mașini. Am avut o criză a logisticii multimodale, pentru că multe firme de transport și-au redus din flote sau au trimis oameni acasă sau oamenii erau bolnavi, porturile nu aveau tot personalul de care aveau nevoie și de aceea s-a ajuns la problemele, dacă mai ții minte când vorbeau de rafturile goale în Marea Britanie. Știi, cu hârtia igienică la un moment dat, era o nebunie. Da. Sau cu creșterea masivă a costurilor pentru un container, pentru transportul container. Și se punea inclusiv problema că țări care ar avea nevoie de transportul containerizat pentru bunuri, pentru marfă critică, vorbim de medicamente sau altceva sau alte produse critice, nu puteau să acopere prețul pe care îl puteau acoperi China și americanii ca să absoarbă cât mai mult din piață pentru nevoile lor comerciale. Deci suntem într-o criză acum. Suntem într-o criză generalizată de mai mulți ani și România e o țară privilegiată de trecutul ei nefericit, în sensul în care, indiferent ce greșeli am face noi la nivel local, în plan fiscal sau ce probleme ar fi cu investițiile, faptul că noi suntem în urma celorlalți membri ai Uniunii Europene, ne oferă foarte mult spațiu în care să creștem cu eforturi relativ mici, să avem așa numitul catch-up growth, adică să-i ajungem din urmă. Nu să trebuiască să inventăm, să inovăm, să reinventăm roata și să ne zbatem la frontiera productivității. Am fi tigri în această zonă. Întotdeauna când pornești de jos, creșterea apare ceva extraordinar. PIB-ul nostru, în condițiile în care populația este cu 4 milioane de oameni mai mică și cu mai bine de 3 milioane de oameni activ mai mică față de 1990, PIB-ul nostru este, cred, de 10 ori mai mare? Da. Deci e ceva. Suntem un tigru.
est-european. Suntem tigru și prin comparație cu alți tigri. Dar asta pentru că am pornit de la o bază mică. Ți-e mult mai greu în momentul în care vei avea o economie de $1 trilion, o să fie mult mai greu să crești. Și $1 trilion nu este atât de departe pentru noi. Este departe, ar trebui să crească PIB-ul de 3 ori, dar nu e atât de groaznic. Dacă ne uităm la ce previziuni sunt pentru România, previziunile optimiste sunt de jumătate de trilion de dolari în 2030. E fezabil, exact cum spui tu. Nu suntem atât de departe, da. Și desigur, la momentul respectiv, Polonia va avea $1 trilion. PIB. Competiția asta cu Polonia va exista tot timpul, cred eu. Nu cred că există o competiție când au de 2 ori populația noastră. Lasă-mă să cred că există această competiție și dacă te faci să te simți mai bine, și polonezii cred că există această competiție. Și când am fost la Forumul Economic de la Carpaș sau când vorbeam, sau când îmi luau interviu diversi jurnaliști polonezi de-a lungul timpului, tot timpul ziceau, știi că în Polonia, România, spre exemplu, pe partea militară, investiții în apărare e văzută foarte bine. Și în Polonia noi tot timpul spune, uitați ce fac românii. Da. Și eu am spus, dar știi că noi spunem același lucru despre voi. Uite ce fac polonezii. Alex, ne apropiem de sfârșitul acestui podcast și totdeauna adresez o întrebare invitaților mei, pentru că podcastul se numește Prezentul Viitorului. Cum crezi că putem noi să construim un viitor mai bun? Cum vezi un viitor mai bun? Un viitor mai bun în ce sens? Mi-e teamă de această întrebare. E o întrebare exact care acoperă mai multe zone, dar prin pregătirea pe care o ai tu, poți să te referi la zona ta de activitate. Eu cred că noi suntem în acest moment pe un parcurs bun. Modelul nostru actual de dezvoltare nu și-a atins limitele. Asta nu înseamnă că nu trebuie să avem inovație sau să ne orientăm, dar modelul fundamental de catch-up growth, de a ajunge din urmă pe ceilalți, mai putem scoate 10 ani din el până să ne confruntăm poate cu o criză a venitului mijlociu, cum s-ar putea să fie alte țări în curs de dezvoltare. Da, exact. Și să ne trezim în această capcană și să ne trezim că nu putem face reformele necesare pentru a accede la nivelul superior și să putem iar să creștem Japonia și să devenim o țară dezvoltată. Japonia a trecut cu brio. Japonia a stagnat când deja era o țară hiperdezvoltată. Nu, middle income trap în acest moment va fi văzut, spre exemplu, riscul este în țări precum Malaezia, în țări precum și Polonia, și Ungaria, și Cehia, Balticii, România, unele țări din America Latină, adică țările de la care ai pretenții, și este o chestiune foarte periculoasă pentru aceste țări, că ele au aplanat multe conflicte locale, și sociale, și politice, conflictul între generații, conflictul între clase sociale, între etnii, religii, prin faptul că dacă țara crește, e de toate pentru toți și nu trebuie să ne batem pentru aceeași plăcintă. Că plăcinta tot crește și doar discutăm la detalii, dar în momentul în care România ar putea să aibă, Doamne ferește, 10 ani de stagnare economică, spaniolii deja au 15 ani de stagnare economică, cum o să arate politica noastră internă atunci? Deci eu văd viitorul, eu sunt optimist în legătură cu viitorul României, nu vreau să plec sau nimic de genul, și cred că avem niște factori fundamentali care ne permit, dacă nu să devenim o țară hiperdezvoltată, atunci să fim o țară fericită. Ceea ce e mai important decât să fie o țară... Fericirea, foarte interesant. Ceea ce e mai important decât să fie o țară bogată pe hârtie, cum sunt americanii, să fie o țară fericită, cât de cât armonioasă, cât de cât integră, coezivă și așa mai departe, astfel încât să poți ține piept provocărilor viitorului, dar va veni un moment de cumpănă pentru noi în care noi va trebui să fim pregătiți. Modelul actual mai funcționează câțiva ani. După aceea vedem dacă ne putem ridica la înălțimea
la înălțimea provocării. Deci, eu așa văd viitorul. Unu, să fim foarte realiști cu privire la situația noastră. România nu este, ca să împrumut o vorbă legată de Rusia, România n-a fost niciodată nici la fel de bună, nici la fel de rea, precum încearcă unii să o creioneze. Dar în același timp, noi trebuie să redescoperim conceptul de interes național și urmărirea interesului național, nu de, cum să zic eu, de a mima prematur curente din alte țări, și trebuie să avem grijă nu doar de interesul de grup, dar și de identitatea de grup și de loialitatea în cadrul grupului, pentru că, de fapt, asta va face diferența pe viitor, mai ales în mediul digital în care nu mai avem bariere geografice și chiar riscăm să nu mai avem nicio coeziune. Și să nu uităm să fim fericiți. Da, exact. E foarte important. Mulțumesc mult de tot, Alexandru Georgescu, și te mai aștept la prezentul viitorului. Mulțumesc foarte mult!